și ne arată cât de murdar este aerul în încăpere. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Sunt Andrei Agafița de la Ecovent și astăzi urmează să vă facem unboxing pentru purificatorul de aer Levoid H135. Hai să dăm bătaie! Avem aici cutia pe care este reprezentat purificatorul H135. Aici ni se prezintă faptul că acest purificator de aer are și un senzor de calitate a aerului care ne citește calitatea aerului și ne arată cât de murdar este aerul în încăpere. În funcție de asta o să ne se arate culoarea luminii pe indicator. Dacă este culoare albastră, este o calitate foarte bună a aerului. Dacă e verde, e bună, galben, mediocră și dacă este roșu, înseamnă că avem o calitate foarte proastă a aerului. Acest purificator de aer este potrivit pentru orice încăpere până în 43 de metri pătrați și are și roți ajutătoare cu ajutorul căreia putem să deplasăm purificatorul dintr-o parte în alta a camerei. Aici ni se arată filtru cu 3 etape de filtrare, prefiltru, filtru HEPA și filtru de carbon activ. Și aici principalele avantaje ale produsului: indicator de murdărire a filtrului, funcția auto și funcția sleep mode. Hai să deschidem cutia să vedem ce avem în interior. Ca în toate cutiile o să găsim garanție și manualul tehnic al produsului. Hai să vedem cum funcționează acest purificator. Avem funcția on-off care pornește. În momentul în care pornește, senzorul de calitate a aerului citește calitatea aerului și ne arată pe display culoarea reprezentativă pentru calitatea aerului din încăperea noastră. În situație de față avem albastru, asta înseamnă că avem o calitate foarte bună a aerului în această încăpere. După care avem funcția de creștere a vitezei, viteza 2, viteza 3. În viteza 3 aduce 360 de metri cub pe oră, ceea ce este suficient pentru o încăpere de 43 de metri pătrați. După care avem funcția sleep timer, pe care când o pornim, aparatul funcționează într-un nivel de zgomot foarte scăzut, sub 26 de decibeli, în așa fel încât să nu ne deranjeze deloc pe timpul somnului. Avem funcția display off, care oprește toată luminozitatea de pe display, ca să nu ne deranjeze pe timp de noapte în momentul în care dormim. Avem funcția auto. În momentul în care pornim funcția auto, aparatul ăsta o să știe singur când să crească sau să scadă viteza de purificare a aerului, în funcție de parametrii de calitate a aerului citite de senzorul de calitate a aerului montat în acest aparat. După care avem și funcția timer de 2 ore, 4 ore și 8 ore, dacă vrem să funcționeze o anumită perioadă de timp. Și avem și senzorul de murdărire a filtrului, care ne indică care este momentul în care trebuie să înlocuim filtrul în acest aparat. În momentul în care se aprinde acest bec aici, trebuie să înlocuim filtrul. După ce înlocuim filtrul, apăsăm pe butonul ăsta timp de 3 secunde să se reseteze senzorul de murdărire a filtrului, în așa fel încât să ne anunțe corect și data viitoare când urmează să facem înlocuirea filtrului pentru acest aparat. Hai să vedem cum se înlocuiește filtrul. Avem aici filtrul, se deschide frumos carcasa și o să extragem filtrul din carcasă. Acesta este filtrul cu 3 etape de filtrare pentru Levoid H135. Prima etapă este prefiltru, pe care o să se depună în mod normal praful mai mare, particule de praf mari și puful, respectiv blana de animale. Acest filtru este indicat să fie curățat măcar o dată pe lună cu un aspirator, în așa fel încât să prelungim perioada de viață a acestui filtru. A doua etapă de filtrare este filtrul TruHEPA, filtrul care reține până la 99,97% din toți poluanții din componența aerului, ceea ce înseamnă că reține particule de 0,3 microni. Asta înseamnă particule de spor de mucegai, polen, virusurile, bacteriile, microbii și acarienii, toți acești poluanți o să fie reținuți în filtrul TruHEPA. A treia etapă de filtrare este filtrul de carbon activ, filtrul în care se rețin mirosurile produse de oameni sau de animale, mirosul de țigară, mirosul de noxe de afară, mirosul de la gătitul din încăpere, orice miros în general
și gaze volatile din componența aerului o să fie reținut de către filtrul de carbon activ. Deci, practic, aerul din casă trece prin aceste trei etape de filtrare și iese în încăpere aer curat, fără mirosuri și fără noxe. Hai să vedem cum se pune filtrul înapoi. Se introduce frumos filtrul, se pune grila și voilà. Produsul este gata de utilizare. Avantajul major acestui tip de purificator de aer este că el face aspirația aerului prin toate cele patru laturi, în așa fel încât să fie cât mai eficient și să împingă aerul direct în fața, aerul proaspăt și curat în interior. Ăsta e un avantaj major față de multe alte purificatoare de aer de pe piață, care în mod normal aspiră aerul doar într-o parte a purificatorului. Acest purificator poate să aspire din toate cele patru direcții și în felul ăsta, chiar dacă aparatul este undeva lângă perete, o să aspire foarte eficient pe celelalte trei părți și o să reîmprospăteze permanent aerul din încăpere. Din punctul meu de vedere, acest tip de produs este ideal pentru o sufragerie sau pentru un open space unde avem o suprafață mai mare de 40 de metri pătrați și vrem ca în acea încăpere să avem permanent aer proaspăt și curat. Se încadrează foarte bine în orice tip de design, are aceste roți cu care putem să îl mutăm absolut în orice colț a încăperii în care funcționează și un alt aspect foarte, foarte interesant este prețul acestui produs, care este unul foarte, foarte competitiv. Dacă te-am făcut cumva curios să afli cât costă acest produs, te rog să apeși pe butonul de mai jos în link în descriere și o să afli acolo toate informațiile de care ai nevoie. Cel mai interesant mi se pare că are și funcția asta auto, care în momentul în care ai pornit-o, nu mai trebuie să ai grijă tu aparatul. El știe singur când trebuie să crească viteza, când să scadă viteza. Practic l-ai pornit, ai apăsat pe buton și aparatul își face singur treaba lui, care fiecare dată mi-a făcut o mare plăcere să vorbesc în fața ta. Și îți mulțumesc din suflet pentru că m-ai urmărit. Dacă ți-a plăcut, te rog mult să apeși pe butonul de subscribe, pentru că o să venim cu multe alte videouri interesante despre ventilație și despre creșterea calității aerului într-o încăpere. Și te rog din suflet, apasă și butonul de share pe Facebook, pentru ca și prietenii tăi să vadă ce șmecherie de produs urmează să-ți achiziționezi. Eu sunt Andrei, ne revedem în curând, până data viitoare, numai bine! E greu!